Hai că am ocazia să fiu singură și să vă vorbesc de ceva foarte important. Acum 2 nopți, eram de gardă la spital, la urgență și mi-au venit 3 răniți într-un accident de mașină. Am fost informați că al 4-lea era mort. Asta la ora 3 noaptea, 4 noaptea. Vineri noapte, da, vineri noapte. Pacienții erau 3 băieți cu vârsta între 20 și 22 de ani. Unul a ajuns în cod roșu și ceilalți mai ușor. Se întorceau de la discotecă și erau toți sub efectele alcoolului și a drogurilor. Al 4-lea băiat de 21 de ani a murit pe loc și conducea el. Am aflat că era vecinul meu de casă, băiatul pe care îl vedeam în fiecare dimineață când ieșeam din casă. Nu vorbeam mult cu el, decât bună, bună, ce faci și atât. În fața mea, acum câteva, în fața casei unde locuiesc eu, acum câteva luni a venit familia asta. O mamă singură cu 2 băieți gemeni. Și eu nu prea sunt vorbăreață așa de felul meu, că așa sunt eu, nu-mi place să deranjez lumea, să zicem așa, și am mereu treabă, așa, de asta. Dar îi vedeam mereu că locuim în aceeași față-față. Eu acum nu vreau să vă întristez, nu vreau să zic nimic. Am inimioara mea care e zdrenț în momentele astea. Cu toate că eu lucrez în spital și am văzut o grămadă de nenorociri. Lucrez de 4 ani, cu un an înainte, facultatea încă 4, cam 5 ani. 5 ani de când văd numai nenorociri. Și astăzi, fiindcă am ocazia, din cauza la canalul ăsta de YouTube, mi vine să plâng rău de tot. Vreau să vă transmit un ceva. Că noi pe YouTube ăsta n-ar trebui numai să ne arătăm că suntem frumoase și că știm să ne machiem sau chestiile astea, dar trebuie să transmitem și un mesaj de învățare la ceilalți. Noi astea care suntem un pic mai mari, așa, care avem ceva de învățat, care am trecut prin viață și putem să dăm un sfat. Mama aia nu o să mai aibă o viață. Mama aia care a pierdut copilașul ăla nu o să mai aibă o viață normală, nu o să mai fie om. Eu țin minte când a murit frățiorul meu, mama mea s-a stins, nu mai e aceeași persoană care era odată. Mi se rupe inima, că eu mă gândesc și eu că am 2 copii și îi faci mari și îi faci o grămadă de sacrificii. Le dai tot ce are sufletelul tău. Muncești, te chinui cu dragoste, cu de toate și se face mari copiii ăștia. Și iese din casă și ca să fie acceptați de societatea asta de căcat, trebuie să se drogheze, trebuie să bea. Știți ce vă spun eu? Nu faceți așa ceva. Că vă puneți viața în pericol. Ăla a murit.
dar puteți să rămâneți fără picioare, puteți să rămâneți fără o mână și nu o să mai aveți aceeași viață care o aveți. Vă distrugeți viața voastră. Și eu m-am dus pe-n discoteci și eu m-am distrat, dar n-am pus mâna niciodată pe droguri. De câte ori aia lângă mine să drogaie, mă întorceam și plecam de acolo. Ca să fii acceptat, nu trebuie să te droghezi. Nu trebuie să bei până leșii pe tine. Și nimeni nu zice să nu bei. Ieșiți cu 10 în discotecă, în 4-5, cât sunteți. Organizați-vă. În seara asta beți toți, eu nu beau. Mâine seară bei tu și eu nu beau. Organizați-vă să nu conduceți băuți și drogați. Ca să fii șmecher și frumos, nu trebuie să te droghezi și să bei. Nu te uiți mai mult la unul care îl vezi aranjat, spălat, curat. Ce știu eu, poate ăla care face gimnastică. Eu mai tare mă uit la unul de ăla decât la un drogat. Ce dracu să fac cu drogatul? Pentru mine nu e șmecher ăla care se droghează sau ăla care, nu știu cum să spune românește, care vinde droguri. Nu e ăla șmecherul, e șmecherul ăla care știe să vorbească, care știe să poarte lume. Nu trebuie să vă dați după alții, fiți așa cum sunteți voi. Nu aveți nevoie să demonstrați nimic la nimeni. Demonstrați-vă numai vouă tot ceea ce vreți voi, cum vreți să fiți voi. Nu trebuie să vă intereseze ce spune ăla și ăla sau cum se comportă ăla și ăla. Fiți așa cum vreți voi să fiți. Lăsați toate șarlele astea care vă întărâtă să faceți numai nenorociri, că vă distrugeți viața. A voastră și a familiei voastre. Nu e posibil așa ceva. Tu te chinui o viață întreagă să-i faci mari. Mă sparge soarele ăsta acum. Și iese din casă să dă mari pe drum, bea până nu mai poate. Nu-ți vă zic să nu beți. Beți? Dar spune, suntem în patru, mergem în patru la discotecă în seara asta, ok. Tu nu bei pentru că conduci. Mâine seara nu beau eu și bei tu. Bea până nu mai poți, dar unul dintre voi să fie treaz să vă ducă acasă la familiile voastre. Scuzați-vă, vă pup.